Presiunea rusă asupra trupelor ucrainene din Donbas crește de la oră la alta. Nici Kievul, cruțat până acum de bombe, nu scapă de atacurile invadatorilor. Chiar în timp ce secretarul general al ONU se afla în capitala ucraineană, 5 rachete au lovit orașul. Între timp, negocierile pentru evacuarea civililor din Mariupol asediat se apropie de deznodământ. Explozii puternice au zguduit un cartier central al Kievului. Rachetele lansate de ruși au lovit un bloc de 25 de etaje. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 10 au fost rănite în urma atacului. Взрив прибігли сюди. Тут уже валялися люди під завалами. Ми повитягували людей, поналажували жгути, передали їх в скору. Поводили людей, повитягували дітей з підвалів, яких були рані. O rachetă rusească a căzut și în apropierea clădirii unde era cazat secretarul general al ONU. Numeroase echipaje de salvare și pompieri au fost trimise la fața locului, iar polițiștii au instalat un perimetru de securitate. În cadrul conferinței de presă care a urmat, Volodymyr Zelensky a vorbit de tragedia prin care trec civilii care s-au refugiat în uzina magnatului Rinat Akhmetov din Mariupol. Ми можемо зробити, що ООН може зробити для того, щоб дійсно розблокувати Азовсталь, для того, щоб дійсно зберегти життя людям. Що генеральному секретарю і нам всім вдасться отримати бажаний результат, отримати назад живих людей. De cealaltă parte, Antonio Guterres a spus că ar avea acordul de principiu al lui Vladimir Putin de a se implica alături de Crucea Roșie în crearea unui coridor umanitar în zonă. Let me be very clear. The Security Council failed to do everything in its power to prevent and end this war. And this is a source of great disappointment, frustration and anger. But the men and women of the United Nations are working every day for the people of Ukraine, side by side with so many brave Ukrainian organizations. Cu totul alta este situația militarilor ucraineni, pentru care combinatul metalurgic Azovstal este ultima redută. О том, чтобы уйти отсюда, такого не было. Приказ был оборонять город, и мы дальше продолжаем город оборонять, да? Продолжаем воевать, и да, конечно, ресурсы не резиновые, мы у нас они исчерпываются с каждым днем интенсивных боевых действий, но ситуация сложная, и мы будем биться и драться столько времени, сколько понадобится. Lupte grele au avut loc și la Lugansk și Mykolaiv. Au fost 10 reprize de bombardament intens în numai 24 de ore. Lupte au avut loc și în regiunea Donetsk. Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de petrol după ce a fost lovit de o rachetă rusească. Între timp, procuratura ucraineană a publicat un nou bilanț al copiilor uciși de invadatori. 219 minori au murit, iar alți 398 au fost răniți de la începutul ofensivei rusești în Ucraina.